Wow. Intrăm prin poarta asta nou construită și din câte am înțeles o să vizităm și poarta Iștar originală. Palatul lui Saddam, impresionant, peste tot însemnele lui. Am ajuns pe tronul lui Saddam Hussein. Sabah al-Khair, salam alaikum și bună dimineața de aici din Hilla, Irak. Astăzi va fi o zi plină prin vechiul Babilon. Voi merge să vizitez ruinele anticului oraș Babilon. Pentru asta trebuie să iau un taxi, să vedem cum mă descurc să ajung la poarta de intrare în anticul Babilon. Hai să vedem cum arată ce a mai rămas din anticul Imperiu Babilonian. Aici nu circulă Karim, v-am zis. Va trebui să văd cum opresc un taxi și să negociez cu el să mă ducă până la poarta de intrare în Babilon. Stând eu și așteptând taxiuri, cine credeți că a venit la mine? Băiatul care m-a adus de la Bagdad. Mi-a făcut cu mâna că unde mă duc? La Margel. Mai e cu cineva? O să mă duc ei până în Babilon. Foarte prăpuit orașul și aici înspre Babilon. Trafic intens aici. M-am mutat în față ca să pot să filmez mai bine. Sunt la intrare în orașul antic Babilon. Emoții foarte mari. Primul filtru de poliție aici. Cred că mai am vreo două până înăuntru. Deci a fost cea mai ciudată intrare într-un obiectiv turistic. De la poartă a sunat și a venit cineva și m-a preluat cu o altă mașină. Am plătit o taxă de 25.000 de dihori din ăștia irachieni. Și acum mă duce o autoritate la intrarea în Babilon, care e de-abia aici. Aici n-au acces decât ei. Da, oamenii ăștia nu sunt prea organizați. Vă dați seama că turism aici nu s-a făcut. V-am mai zis treaba asta. Și de-abia acum probabil încep să-și pună niște lucruri la punct. Omul de ordine m-a lăsat aici, la poarta Iștar a Babilonului. Iar de aici mă va lua un ghid. E inclus în prețul pe care l-am plătit. Am plătit 25.000 de dinari pentru vizitare, care include inclusiv un ghid. Deja m-am fustăcit. M-am fustăcit din cauza că nu știți ce emoții am că sunt aici în acest loc. Da, au sărit pe mine o grămadă aici să mă ghideze, dar vorbisem deja cu cineva. I-am spus treaba asta, ar fi preferat să mă lase în pace singur, dar din păcate nu se poate. O să intrăm prin poarta asta nou construită și din câte am înțeles o să vizităm și poarta Iștar originală. Turul va începe de aici, cam așa arăta Babilonul în vremurile bune. O să îl rog pe ghid să-mi spună câteva lucruri pe aici, dacă tot îl am inclus, și după aia eu vă povestesc și vouă ce îmi spune el. Turul va începe de aici. Aici avem o hartă a întregii țări. Harta Irakului. Noi suntem aici în Babilon.
sumerienii care efectiv de la ei a pornit o hartă a întregului Irak cu toate vestigiile antice care se găsesc aici pe aceste meleaguri. Leagănul civilizației umane. Știți senzația aia că ți se ridică părul pe mână și ți-o ia creierul razna? Asta am simțit aici în momentul în care am văzut primele inscripții în limbajul cuneiform, nu știu cum să-i spun. Iar ghidul îmi spunea că aici, undeva pe piatra asta, bineînțeles că scrierea cuneiformă a fost descifrată, undeva scrie Nabucodonosor, regele care a domnit la un moment dat deasupra Babilonului. Vă dați seama că dacă aș fi văzut piatra asta fără să-mi spună ghidul despre ea, da, n-aș fi știut că aici sunt înscrisuri. După cum probabil știți de la școală, scrierea cuneiformă a fost inventată de sumerieni. Primele scrieri din lume au fost sub această formă, pe niște tăblițe de lut descoperite aici, în această zonă. Îmi spunea ghidul că o parte din orașul Babilon a fost reconstruit, o parte este încă originală. O să-mi spună el tot timpul când e ceva construit și ceva original. This is build, yeah? Yeah, original. Ah, this one is original. See my laser point? Original. Yeah, original. But the top, it is nearly built in 1982 by Saddam Hussein. Okay? It yeah. was castle for the King Nabucodonosor. 4 meters from the original is kept down. Ah. Yeah. O parte, 4 metri a acestei construcții este în jos. Aici a fost castelul lui Nabucodonosor și partea de sus a fost construită de reconstruită de Saddam Hussein. Intrarea principală în palatul lui Nabucodonosor. Aici de unde vin eu a fost un vechi drum, iar aici vom intra de-a dreptul în palat. Din nou, îmi spunea ghidul, jos e zidul original, iar de la nivelul ăsta a fost reconstruit totul de Saddam Hussein, care și-a dat seama probabil ce valori deține aici. Și acum o să-mi iau hate că vorbesc de bine pe Saddam Hussein. Valori inestimabile are acestor locuri. Okay, here there are 600 rooms in palace and 5 main courtyard, like this open area with that room. This one for the government, Babylonian offices in that time, and the courtyard number 2, it had the same job. So you'll be inside to see more, and you can get insurance. Am trecut prin două spații de genul ăsta deschise, două piețe. Efectiv, locul e imens. Peste tot se vede cât a fost din zid original și cât a fost reconstruit. Da, multă, multă muncă a fost aici să se reabiliteze aceste locuri.
vom intra într-o altă aripă a palatului, o aripă unde marele rege Alexandru cel Mare a murit. Nu se știe exact unde este mormântul lui, dar se știe că aici, în aceste locuri, a murit. Exact aici este locul în care a murit Alexandru cel Mare. Și spunea ghidul că l-am întrebat de unde se știe treaba asta. Ei bine, sunt inscripții care atestă exact locația asta. Nabucodonosor a trăit și el aici. Locuri cu încărcătură imensă. Acele scrieri despre care vă spuneam, îl întrebam pe ghid dacă mai există. Da, unele mai există. Au fost păstrate până în zilele noastre și arată cam așa. Aceste scrieri atestă ceea ce v-am spus eu, că aici a fost palatul lui Nabucodonosor și că aici a murit marele rege Alexandru cel Mare. Tronul regal se presupune că a fost exact aici. Fundația e originală, iar ceea ce vedem acum de sus este reconstruit. Tot ce am văzut până acum a fost reconstruit. Iar acum vom merge în partea care a rămas intactă din acele vremuri. You know this flower? It is natural flower. It is called in English chamomile or chamomile. Yeah. So Babylonians, they love this one. And they use it in art. Un fel de mușețel babilonian. Iubit de babilonieni. Tot ce o să vedem în turul ăsta, la suprafața pământului, îmi spunea ghidul, datează de acum 2000-2000 și un pic de ani, din perioada Nabucodonosor și Alexandru cel Mare. Restul este jos în pământ și pentru a ajunge la acele vestigii trebuie săpat și coborât în subsol. Acestea sunt zidurile exterioare ale Babilonului, în număr de 3, îmi spunea ghidul. Sunt 3 ziduri de-a lungul Babilonului, înconjoară absolut toată zona. Peste tot au fost 3 ziduri concentrice. Bineînțeles că acolo în față este palatul lui Saddam Hussein, pe care o să-l vizităm la final și pe ăla. Foarte interesant cum înainte de a intra în cetatea principală unde au trăit regii, au făcut aceste labirinturi. Pentru ca oricine vine să atace palatul, să ajungă la rege, să-i fie foarte greu să treacă prin acest labirint și să ajungă la palatul principal. Foarte ingenios. Am urcat un pic aici pe o înălțime pentru o vedere mai de ansamblu asupra întregului Babilon. Aici palatul nou, castelul regilor, cetatea regilor, nu știu cum se spun. Aici zidurile orașului vechi Babilon, iar de aici încolo
urmează cu adevărat Babilonul antic, unde s-au făcut săpături și s-a ajuns la acele vestigii de 7-8 mii de ani. Și peste toate tronează imensul palat al lui Saddam Hussein. Mergem mai departe. Intrăm în inima Babilonului. Aici tot ce vedem acum este original de pe vremea lui Nabucodonosor, pentru că tot ce se vede la suprafață, v-am spus, sunt vestigii de acum 2000 de ani. Aici, în zona asta, au fost făcute săpături de nemți, nu știam treaba asta, iar tot ce au găsit, au dus în Germania, bineînțeles. Irachienii au început să sape aici, în partea asta, la altă, și încep să descopere și ei abia acum niște vestigii inestimabile. Încă un lucru foarte interesant, acolo unde sunt copacii ăia, pe acolo a trecut în antichitate râul Eufrat, care din păcate și-a schimbat cursul și acum curge aproximativ la 20 de kilometri de Babilon. Un singur braț al Eufratului curge prin Hilla, prin orășelul unde stau, pe care vi l-am și arătat în vlogul trecut. Dar râul Eufrat, râu sfânt pentru babilonieni, a curs exact pe aici, prin inima Babilonului. The story of Babylon the lion to symbol about Babylonian power, and the person under the lion to symbol about enemy. The statue was and still original, the history 2600 years ago from now, at the time the famous king in Babylon, Nebuchadnezzar II. So it is Babylonian symbol. When you'll go there, close the Nile, you'll see it exactly, and you can see the head, lost the eyes, nose, mouth, because it is bombed by bomb before, Iraqi government before in that time. So the material of the statue, it is stone. The kind of stone is basalt. It is about 5 tons. It is set again above a new stage from cement, because the original one still inside, it is damaged by underground water. So you are lucky to see it. Let's go to see it. Thank you very much. Mergem înspre celebrul leu din Babilon. Probabil toată lumea a auzit despre acest leu. Povestea leului din Babilon, ați auzit-o direct din gura ghidului. Eu mă bucur să fiu printre primii turiști care ajung în această zonă. După cum vedeți, nu e absolut nimeni într-un loc cu o asemenea valoare arhitecturală și arheologică, am vrut să spun. Wow! Statuia este originală în totalitate din acele vremuri, doar postamentul a fost refăcut pentru că cel vechi nu mai n-a rezistat. Leul este un simbol comun în Irak, l-am văzut cam peste tot, pe carpete, prin piețe, prin multe locuri. Iar statuia asta reprezintă un leu care stă deasupra unui om.
parcă s-ar lupta cu omul, parcă este captura leului. O reprezentare de artă antică foarte interesantă. Aceasta este o porțiune originală de drum, exact de atunci, de pe vremea Babilonului, de acum 2000 de ani. Foarte interesant cum a fost făcut drumul din bucăți de piatră combinate cu un fel de bitum. Am întrebat ghidul și mi-a zis, da, bitumul ăsta este de pe vremea aia, se cunoștea încă de pe atunci acest material. Continuăm plimbarea prin Babilon. Peste tot ziduri vechi reconstruite cu părți noi. Această clădire a fost cu întrebuințare religioasă. Cel puțin așa se crede. Deocamdată e în reconstrucție. Nu știu cât o să pot intra pe aici, să nu pice ceva pe mine. Totul construit din cărămizi făcute din pământ. Total altfel față de cum credeam eu, pentru că eu, fiind în atâtea locuri antice, mă așteptam să fie totul construit aici din piatră. Dar se pare că construcțiile de piatră sunt întotdeauna mult, mult, mult mai vechi de 2000 de ani. Tot ce vedem aici are 2000 de ani, numai mult. Adevărata poartă Iștar a Babilonului este aici. Aici este poarta originală cu aceste bazoreliefuri extrem, extrem de interesante. Astea sunt originale de atunci. Niște animale mitologice. După cum vedeți, cap de dragon, coadă de șarpe. În față picioarele sunt de leu, iar în spate de vultur. Din nou cărămizi cu înscrieri babiloniene. Datorită lor putem să ne facem o idee a ceea ce a fost aici pe acele vremuri. O să încerc să văd dacă pot să ajung cumva acolo jos. L-am convins pe ghid să îmi deschidă. Să cobor un pic aici. La adevărata poartă Iștar. Cea originală. Aici s-a păstrat mult mai bine totul. Din cauza că, după cum vedeți, am coborât deja vreo 3-4 metri. În pământ. Wow! Văd că toți pereții au bazoreliefuri, nu doar la intrare.
doar până aici am acces. Acolo în față se construiește ceva, nu știu ce. Da, nu prea se uitau fericiți la mine că-s pe aici. Am văzut niște lespezi de piatră pe aici. Se pare că de aici în jos este și mai interesant. Cândva poate să se sape și o să se descopere istorie și mai veche de 7.000, 8.000, 10.000 de ani. Mergem cu mașina până la următorul loc pe care o să-l vizităm, și anume Palatul lui Saddam Hussein. Ghidul îmi spunea că aici, exact aici, trecea râul Eufrat în vechile timpuri. Dar el și-a schimbat cursul și acum este, cum v-am spus, la 20 de kilometri depărtare. Acolo, îmi spunea ghidul, este ceva interesant. Un palmier este împrejmuit și făcut zid în jurul lui din cauza că Saddam Hussein a mâncat o curmală din acel pom. Bineînțeles că a trebuit să dau o mită ca să ajung aici, ca să putem vizita și palatul lui Saddam Hussein de aici, din Babilon. Da, a vrut el să aibă un palat aici, pe un deal construit artificial, chiar în Babilon, de unde se vede tot orașul vechi. Am vorbit și cu ghidul despre Saddam Hussein. Unii încă îl iubesc, unii încă îl urăsc. Părerile sunt împărțite. Iar aici avem imagine asupra întregului Babilon. Cât o mai fi de descoperit, cine știe. Probabil cele mai multe vestigii de acum încolo o să înceapă să iasă la iveală, după săpăturile arheologice care se fac de acum. Proiectul inițial era să facă 3 castele de genul ăsta, ca și cele 3 castele ale lui Nabucodonosor din vechiul Babilon. Dealul e construit acolo în depărtare, încă unul construit acolo în depărtare, pentru că și dealul ăsta este tot construit. Proiectul era ca să facă în fiecare deal câte un castel și între ele să facă un teleferic. Ar fi fost interesant de vizitat Babilonul în felul ăsta, nu? Palatul lui Saddam, impresionant, peste tot în semnele lui. Îmi explica ghidul că acolo sunt inițialele lui SH, Saddam Hussein. Însemne care de altfel sunt peste tot. Bazorelief cu Saddam Hussein și armata irakiană. Iar aici Saddam Hussein și Nabucodonosor. Vom face o tură și în interiorul clădirii. Pe viitor, dacă Irakul va fi lăsat în pace, aici va fi un imens muzeu al Babilonului. Hai să dăm o tură înăuntru. Reception of the palace. Recepția palatului aici.
And it's just a nice decoration like date palm trees here and here and here. Da, din păcate. Again, Saddam. The writing there again, Saddam. Saddam fall down. Okay. Din păcate a fost vandalizată clădirea. Wow! Alte încăperi impunătoare. Partea de sus a clădirii a fost blocată, nu se poate urca. Impunător palat, impunător. O sală și mai mare aici, cu încă câteva picturi care s-au păstrat. Aici a fost tronul lui Saddam. Am ajuns pe tronul lui Saddam Hussein. Îmi spunea ghidul că aici, în fața tronului, locul ăsta a fost special construit și e gol de desubt, auziți? Pentru că în momentul în care îi se dădea onorul să răsune. Vedere din partea cealaltă a palatului lui Saddam, asupra acelui braț al Eufratului care curge și prin orașul Hilla. Hilla, în arabă, înseamnă paradis. Mi-a explicat acum ghidul. În partea asta-laltă a palatului, ieșim direct înspre piscina unde Saddam Hussein făcea baie. Și anume aici. Din nou bazoreliefuri. Cam ăsta a fost turul orașului Babilon. Din păcate, turnul Babel nu mai există. Grădinile suspendate ale Babilonului nu mai există. Doar se presupune că ar fi fost în unele locuri de aici din Babilon, dar concret nu se știe exact unde au fost. Pentru că am fost drăguți cu ghidul, o să mă ducă să mai mi-arate niște lucruri pe aici prin Babilon, lucruri care nu oricine ajunge, nu sunt incluse în niciun tur al acestui loc. Aici e un vechi anfiteatru, doar că nu se vizitează deocamdată, e în construcție. Nu se poate intra acolo din cauza pericolului de a scădea ceva în cap. Zidurile orașului Babilon, mergem de-a lungul acestor ziduri. V-am spus, au fost 3 rânduri de ziduri, din păcate unele nu s-au mai păstrat.
doar bucăți din ele. 10 și 10 de kilometri de asemenea ziduri au înconjurat orașul Babilon, care a fost absolut imens. Aici este un monument al lui Saddam Hussein, în care s-a tras cu tancul. Ghidul îmi povestea că el a fost aici de față când au tras cu tancurile în acest monument, încercând să-l dărâme, și n-au reușit, cumva n-au reușit să-l dărâme. M-am înțeles cu ghidul și mă va duce el înapoi în oraș. O să mergem să luăm niște benzină, cu ocazia asta vedem și cât costă litru de benzină aici în Irak. Hai să vedem cât costă benzina. E 450 de dinari litru de benzină. Asta înseamnă vreun leu, un leu 20, ceva de genul. Să tot te plimbi cu mașina. V-am spus că Nabucodonosor a avut 3 palate aici în Babilon. Ei bine, unul dintre ele a fost aici. Atât a mai rămas din el, din păcate. Locul este total împrejmuit și total inaccesibil, pentru că, vă dați seama, ascunde din nou valori inestimabile. Probabil, la un moment dat, se va săpa, se va reconstrui și acest al treilea palat al lui Nabucodonosor. Dacă ajungeți vreodată în Babilon, he is my guide Mohammed. O să vă pun numărul lui de telefon în descrierea acestui vlog și dacă ajungeți prin Babilon, el vă va ajuta să vizitați acest minunat loc. I say something about you and I will put your number in description of my vlog and who wants to come to visit Babylon for you. Thank you very much and thank you for your people from the watching. You are welcome again in Babylon. Thank you, Mohammed. Thank you, Mohammed. Încă o oprire aici, lângă statuia unui alt rege babilonian și anume Hammurabi. Hammurabi este cunoscut pentru codul de legi pe care el le-a creat aici în Babilon. Și nu numai. M-am întors înapoi la cazare. A fost o zi extraordinară pe care mi-am petrecut-o în Babilon. Doar că n-a fost ceea ce mă așteptam eu. Din păcate, din măreția Babilonului n-a mai rămas mare lucru, cum ați văzut. Totul a fost ras de pe fața pământului. Voit sau nu, aici mai sunt foarte puține lucruri care au rămas în picioare. Îmi spunea și ghidul, de-a lungul timpului, artefactele din aceste locuri au fost furate. Unele sunt prin Germania, unele prin Anglia, unele prin Statele Unite. Puține lucruri au mai rămas care se găsesc în acel muzeu național irachian care se află în Bagdad și care era închis când am vrut eu să-l vizitez. De asta vreau neapărat să mă întorc în Bagdad și să ajung să văd și acest muzeu. Merită vizitat Babilonul? Bineînțeles că merită. Chiar dacă vizibil nu mai este mare lucru rămas în picioare, energia locului există și faptul că aici a fost prima civilizație din lume, plus alte imperii mărețe și regi măreți,
face locul unul foarte special și merită oricând o vizită aici. Eu mă așteptam să găsesc aici vestigii de aceeași măreție ca cele din Egipt, doar că din păcate nu este așa și se pare că în acea perioadă, acum 2000 de ani, construcțiile se făceau din cărămidă, acea cărămidă din pământ care nu rezistă ca piatra pură. O să și închei aici acest vlog. Mâine încă nu știu în ce parte o apuc. Ori mă întorc înapoi în Bagdad și mă duc direct la muzeu, ori mă duc în orașul Karbala și o să stau o noapte acolo și poi mâine să mă duc înspre Bagdad. Încă nu știu, vom vedea mâine dimineață. Eu v-am zis, nu prea fac mari planuri. Planurile de acasă oricum nu se prea potrivesc cu cele din târg. Așa că vom vedea mâine în ce parte o luăm. Eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc mult pentru că v-ați abonat la acest canal. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog de aici din Babilon, Irak, eu vă spun la revedere!